Încă nu! Mătușelan! Da! E plin! Îl iau eu! Bine! Mâncăm în curând! Bine! Bine! Minghi? Ah, Lilan este aici? Ah, te-ai întors! Da! Lilan și mama au venit să ne ajute cu orezul. E și mama aici? Da! Ah, ești obosită? Ah, sunt bine! Lasă-mă pe mine! Tată! Hai! Ai venit! Și nu e! Ai crescut mult în 2 ani. Sigur că da. Minghie. Mamă, ești bine? Foarte. Mulți frați și surori au fost arestați în Jiangsu. Mi-am făcut griji pentru tine. Mamă, sunt bine. Grozav. Să ne spălăm și să mâncăm. Bine, da, Minghie, ajută-mă cu asta. Bine. Minghie. Da? Am auzit că vei face lucrarea bisericii cu fratele Song. Da. Tu ce datorie faci acum? Eu? Sunt diaconul de udare. E grozav. Înainte aveai o fire arogantă. Ai reușit să te schimbi puțin? Bineînțeles că da. Oricine se poate schimba. Ai dreptate. Sora ta chiar s-a schimbat în ultimii 2 ani, să știi. Minghie. Da? Sigur ai învățat multe din ultimii 2 ani. Ah, făcând lucrarea bisericii, am simțit că nu mă pricepeam să am părtășie despre adevăr. Nu puteam vedea lucrurile clar și nu puteam avea o părtășie bună. Am văzut că nu am realitățile adevărului. Da. Oricât de bine vorbeam în trecut, erau vorbe doctrinare. Mm. Abia acum mi-am dat seama că nu putem realiza nimic fără realități. Așa e. Mm. Cum decurg adunările cu surorile și frații? Fac progrese? Momentan, surorile și frații sunt neliniștiți. Văd că nu au realitățile adevărului și își fac griji că vor fi pedepsiți în dezastru. Atunci ai o cale să-i îndrumi realitățile adevărului? Putem doar să citim cu atenție cuvintele lui Dumnezeu împreună cu ei și să ne axăm pe practicarea adevărului. Asta e cea mai directă cale. Bine spus. Trebuie să începem cu practicarea adevărului pentru a experimenta. Da. Că veni vorba. Hai să spun ceva despre sora ta, Lilan. Oh. În calitate de diacon, are câteva probleme. Soră Li, mai am o întrebare. Cum ai experimentat judecata și mustrarea lui Dumnezeu? Spune-ne despre experiența ta. Da. Spune-ne. Crezi de mai multe luni. Învață să te cunoști prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi practica adevărul și leapădă-te de trup. Atunci vei avea experiență. Dacă nu practici singur adevărul, e inutil să asculți experiențele altora. De când am început să cred în Dumnezeu, orice problemă am avut, am rezolvat-o singură și nu m-am bazat niciodată pe ceilalți. Ai plătit acest preț? Dacă nu urmărești adevărul, nu-l vei câștiga, oricât de multe experiențe asculți. Bine, astăzi ne oprim aici. Soră Li, aș vrea să-ți dau un sfat. Da, te rog. Mai devreme, părtășia ta cu sora Fang n-a fost practică. Nu ai arătat o cale de practicare și ai certat-o. Sora Fang este încă nou venită. Dacă vorbește așa, se va simți constrânsă. Nu i-am spus să caute adevărul conform cuvântului lui Dumnezeu? Nu e asta o cale? Nu depune efort citind cuvântul lui Dumnezeu și nu-i acceptă judecata. Așa că e inutil să-i asculte pe ceilalți. În plus, tot ce am spus e adevărat. Cum adică am certat-o? Tonul meu a fost puțin aspru. Dar a fost spre binele ei. Îi pot fi rezolvate problemele dacă nu sunt aspră? Nu trebuie să cerți oamenii ca să rezolvi probleme.
Pot să uzi eficient nouveniții doar dacă îi ajuți cu afecțiune. Dacă vei continua să vorbești așa, ceilalți se vor simți constrânși și nu vor îndrăzni să se destăinuie. Să se simtă constrânși? Asta dovedește că nu a acceptat adevărul. S-ar simți constrânși dacă l-ar accepta? Dacă asta e tot, eu am plecat. La întruniri, Lilan ceartă adesea oamenii, abuzând de poziția ei. Se dă în spectacol și ne socotește. Eu și alți diaconi am avut părtășie cu ea. Dar ea nu acceptă și e împotriva noastră. E sora ta, așa că dacă ai putea să ai părtășie cu ea, s-ar putea să fie mai bine. Ah, bine. E târziu. Lilan nu s-a întors? E atât de ocupată încât pierde noțiunea timpului. Ah, pune-o acolo. Ah, bine. Mamă, am venit! Eh, Minghi! Te-ai întors! Ai ajuns destul de târziu acasă. Noveniții pe care i-am udat azi au fost nerăbdători și au căutat cu multe întrebări, așa că a trebuit să împărtășie mai mult cu ei. Bea niște apă. Bine. Ești diacon de udare de 6 luni, nu? Da. Ai făcut progrese? Cum sunt rezultatele din datoria ta? Am avut rezultate bune. Ah. Dar uneori tind să fiu prea directă. Vreau să arăt problemele pe care le văd la ceilalți. Așa că tonul meu e puțin aspru. În prezent urmăresc să-l schimb. E bine dacă vrei schimbarea. Toți ar trebui să o urmărească. Da. Lilan. Da? Cineva mi-a raportat că ai tendința de a vorbi în doctrine. Nu rezolvi probleme, cerți oamenii, iar unii dintre ei se simt constrânși de tine. E adevărat? Cine a raportat asta? Să știi că e o exagerare. Minghi, tu mă cunoști bine, nu? Nu poți asculta numai o parte a poveștii. Când frații și surorile îți raportează problemele, e spre binele tău. De ce crezi că mi-au raportat asta? Nu crezi că au făcut-o ca să te pot ajuta? Trebuie să interpretezi corect. De ce nu poți accepta asta? Spui că urmărești schimbarea, dar când ceilalți raportează probleme și nu vrei să auzi, cum te poți schimba? Ai atitudinea greșită. Spune-mi dacă ai aceste probleme. Recunosc că am aceste probleme, dar lucrurile nu sunt chiar așa cum spui tu. Firea mea este puțin arogantă, dar n-am făcut nimic rău. Minghi, în calitate de diacon, sunt foarte ocupată de dimineață până seara, având părtășie și rezolvând probleme. Uneori, tonul meu este puțin aspru și îi cert pe oameni. Dar fac asta ca să termin treaba. Ar exista vreun efect dacă nu i-aș certa pe cei care își fac datoria de mântuială? Liderii nu-mi văd niciodată meritele și se iau mereu de defectele mele. Sigur au prejudecăți împotriva mea. Ai tendința să te aperi. De ce nu poți căuta adevărul când ești emondată și tratată? Liderii și diaconii îți arată problemele ca să te ajute, nu ca să-ți creeze necazuri. Trebuie să primim de la Dumnezeu. Dacă iubești adevărul, chiar dacă oamenii au dreptate într-o anumită măsură, ar trebui să reflectezi la asta. Asta te ajută. De ce nu recunoști că e un lucru bun? Vorbești în doctrine și îi cerți pe ceilalți. Firea ta nu este prea arogantă? Cum poți face lucrarea de udare în felul acesta? Avem firi corupte, așa că trebuie să le înlăturăm. E singura cale de a progresa în viață, nu-i așa? Ai dreptate. Trebuie să primesc de la Dumnezeu și să reflectez asupra mea. Cina e caldă. Mâncați. Atenție, atenție! Să te luați seama! Țara reprimă credințele religioase! Dacă descoperiți întruniri sau prezii,
Trebuie să le raportați imediat. Există recompense pentru detenți. Bună, bună. Cine e acela? Nu l-am mai văzut. Domnule, he, a? Tofu de la dumneavoastră e bun. Vreau să mai comand. În regulă, să vorbim înăuntru. Cumpără tofu. Sora Fang, am auzit despre ce s-a întâmplat la ultima întrunire. Da. Da. Cum a fost starea ta de atunci? Ultima dată când sora Lee mi-a arătat problema, la început m-am simțit puțin inconfortabil. Dar apoi am reflectat asupra mea și am simțit că am multe lipsuri. Deși pare că sunt ocupată cu datoria mea, firea vieții mele nu s-a schimbat mult. Și nu urmăresc adevărul. Sora Lee a avut dreptate să mă trateze, iar eu nu sunt pesimistă. Slavă lui Dumnezeu! În clipa asta, nu înțeleg clar cum să obțin schimbarea firii. Frate Song, frate Lee, puteți avea părtășie cu noi despre asta? Da, da, da. Da, e o întrebare bună și merită să avem părtășie despre ea. Dacă vrem să ne schimbăm firea, cel mai important lucru este să acceptăm judecata și tratarea lui Dumnezeu. Să reflectăm asupra noastră și să vedem clar realitatea corupției noastre. Numai atunci putem să avem o căință și o schimbare adevărate. Da. Să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Bine. Pagina 933. Înainte ca omul să fie răscumpărat, multe dintre otrăvurile satanei fusese plantate în el și, după mii de ani de corupție de la satana, are o natură care îi se opune lui Dumnezeu. Așadar, când omul a fost răscumpărat, a fost doar o răscumpărare în care omul este cumpărat la un preț ridicat, dar natura otrăvitoare din el nu a fost eliminată. Omul care este atât de întinat trebuie să se schimbe înainte de a deveni vrednic să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin esența întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar așa poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat. Prin judecata cuvântului și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Amin. Amin. Următorul pasaj. Îl voi citi eu. Grăzav. Pagina 1332. Ultimul pasaj. Bine. De îndată ce arătați loialitate, începeți să vă lăudați și cereți recompense pentru contribuții mici. Îi disprețuiți pe ceilalți odată ce arătați ascultare și îl nesocotiți pe Dumnezeu după o sarcină minoră. Pentru a-L primi pe Dumnezeu, cereți bani, daruri și complimente. Vă doare inima să dați un ban sau doi. Când dați 10, vă doriți binecuvântări și să fiți tratați cu deosebire. Despre o umanitate ca a voastră, este jignitor să se vorbească sau să se audă. Există ceva demn de laudă în vorbele și acțiunile voastre? Cei care își fac datoria și cei care nu și-o fac. Cei care conduc și cei care îi urmează. Cei care îl primesc pe Dumnezeu și cei care nu îl primesc. Cei care fac donații și cei care nu fac. Cei care predică și cei care primesc cuvântul. Și așa mai departe, toți acești oameni se laudă. Nu găsiți acest lucru ridicol? Să știți prea bine că voi credeți în Dumnezeu și să nu puteți fi compatibil cu El. Să știți prea bine că sunteți inutili, cu toate astea să vă lăudați. Nu simțiți că rațiunea vi s-a deteriorat până într-acolo încât nu mai aveți autocontrol? Cu o rațiune ca aceasta, cum sunteți vrednici de a vă asocia cu Dumnezeu? Nu vă temeți pentru voi în acest moment? Firea voastră s-a deteriorat până în punctul în care nu puteți fi compatibil cu El. Astfel nu este ridicolă credința voastră? Nu este credința voastră fără noimă? Cum ai să îți abordezi viitorul? Cum vei alege ce cale să urmezi? Amin. 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 De-a lungul anilor în care am crezut, am învățat că a suferi puțin, a plăti un preț și a face fapte bune sunt lucruri ușor de făcut. Da. Însă firile satanice sunt încăpățânate. Așa e. O fire arogantă nu e
ușor de schimbat. Sunt un om foarte arogant. Am putut să mă lepăd, să mă sacrific și să lucrez. Așa că am crezut că am un calibru mai bun decât ceilalți. I-am făcut să mă asculte în toate. Și rare ori am acceptat sugestiile lor. Surorile și frații s-au simțit constrânși, dar nu mi-am dat seama. După ce am experimentat piedici, eșecuri și judecată, abia atunci am putut să văd neajunsurile mele. Că nu puteam vedea clar problemele și că acționam neprincipial, ceea ce a dăunat lucrării bisericii. În fața faptelor, am văzut și că aveam multe lipsuri și că trebuia să cooperez cu frații și surorile și să învăț de la ei. Da. Atunci am învățat să fiu mai moderat. Am putut să mă axez pe căutarea principiilor adevărului și am putut să renunț la mine, să ascult părerile celorlalți și să cooperez armonios. Slavă lui Dumnezeu! Am fost mult mai eficient în datoria mea și am trăit cu o anumită asemănare umană. Slavă lui Dumnezeu! Cu experiența mea de până acum, înțeleg cât de prețioasă e judecata cuvântului lui Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeule! Fără să fii mustrat, judecat, tratat și să treci prin eșecuri și obstacole, e imposibil să schimbi o fire coruptă. Da, da, da. Nu putem să ne cunoaștem fără judecata lui Dumnezeu. Da. Dumnezeu face lucrarea de judecată și dezvăluie adevărul corupției omului. Dacă reflectăm și ne cunoaștem în cadrul cuvântului său, putem recunoaște adevărul și esența corupției noastre și doar atunci ne putem căi cu adevărat. Așa e. Așa e. Deși nu suntem complet liberi de păcat, după ce experimentăm judecata, încercările și rafinarea, în cele din urmă vom fi complet curățiți. Da. Când experimentăm lucrarea lui Dumnezeu, nu putem sări peste nicio etapă. Mai ales peste emondare și tratare. Lucruri benefice pentru noi. Da, da. Dacă vrem să fim aprobați de Dumnezeu, va trebui să trecem prin încercări și rafinări. Suferințele vor fi mari și mai numeroase. Acum, când suntem judecați, emondați și tratați, nu este iubirea lui Dumnezeu? Ba da. Acestea sunt iubirea și mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Da. Slavă ție, Dumnezeule! Părtășia ta mă face să înțeleg că trebuie să accept judecata lui Dumnezeu ca să mă schimb cu adevărat. Da. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Ce bine că sunteți toți! Oh, bună, Sorali! Acestea sunt noile cărți cu imnuri. Grozav. Am așteptat această carte. Uitați-vă! Poftim, Soră Vang! Slavă lui Dumnezeu! Poftim, frate Cen! Desigur! E ușor să învățăm să cântăm. Da, cumva. În sfârșit am carte. Sorali, poftim! Usucă-te! E grozav! Ce frumos e tipărită! Da, chiar e frumos! Sunt multe imnuri pe care le putem învăța. Da. E timpul să începem. De ce sora ei nu a ajuns? A, n-a venit data trecută. Poate s-a întâmplat ceva? A. E liderul de grup și nu poate să vină regulat la întruniri. Îi pasă vreun pic de viața bisericii? Da. Un lider de grup trebuie să-și asume rolul. Poate s-a întâmplat ceva. De obicei vine la timp la adunări. Da. Așa e. Nimic n-ar trebui să împiedice adunările. Dacă nu vine când e vreo problemă, așa se leapădă de toate? Nu ia în serios deloc întrunirile. E atât de irresponsabilă. Ne limităm dacă citim singuri cuvântul lui Dumnezeu la întruniri. Avem nevoie de cineva care să aibă părtășie. Avem noroc că sora Lee e aici astăzi. Am întârziat. A ajuns. La ora asta se vine? Nu ai venit data trecută, iar acum ai întârziat. Așa ar trebui să se poarte un lider de grup? Nu porți deloc o povară. Am probleme acasă. Cine nu are probleme? Dacă am face cu toții ca tine, cum s-ar face lucrarea bisericii? Cine s-ar ocupa de asta? Îți faci datoria de mântuială. Și ești complet irresponsabilă. Ca lider de grup, răspunzi de frații și surorile tale.
Cum poți întârzia așa întrunirile? Nu practici adevărul și încerci să le cauți celorlalți nod în papură. Să știi că e o problemă cu firea ta. Nu mai ești potrivită să fii lider de grup. De acum, sora Liu va fi lider de grup. Sora e un lider de grup responsabil. Da. S-a întâmplat ceva acasă, care a făcut-o să întârzie. Nu trebuie să fie demisă pentru asta. Da. Sora Li, demiterea unui lider de grup trebuie discutată cu liderii, nu-i așa? Da. Da. Faptul că o înlocuiești direct încalcă principiile. Da. Ar trebui să discuți asta cu ei și apoi să decizi. Așa e. Dacă mă duc să le raportez asta, ei vor fi de acord. Trebuie să rezolvăm problemele repede, nu? Nu putem întârzia intrarea în viața celorlalți. Ajunge. Chestiunea e decisă. Să începem întrunirea. Iată-te. Ah, nu vă așteptam. Am vrut să discutăm ceva. Ah. Unde ai fost? Soacra mea a făcut infart și în spital. Am fost să-i duc mâncare. E grav? E mai bine. Iese curând. Să vorbim înăuntru. Bine. Sigur. Vrem ca sora Fang să ude nou veniții. O cunoști destul de bine. Crezi că e potrivită? Sora Fang are umanitate bună. E dispusă să caute adevărul. E responsabilă în datoria ei. Cred că e potrivită să ude nou veniții. Mă bucur să aud asta. Că veni vorba. Trebuie să o întrebați pe sora Liu dacă aveți ceva de făcut. Ea e liderul de grup acum. Eu am fost demisă. Cum s-a întâmplat asta? Sora Li, demiterea unui lider de grup e ceva important. Cum ai putut să o demiți singură pe sora Ye, fără să discuți cu noi? Ceea ce ai făcut încalcă principiile. E neglijentă în datoria ei și lipsește de la întruniri. În plus, e arogantă. Mereu se sesizează defectele celorlalți. Nu se cunoaște și nu are intrare în viață deloc. Ca lider de grup, împiedică intrarea în viața celorlalți. Când am demis-o, m-am gândit la viețile fraților și surorilor. Cred că sora ei este foarte afectoasă cu frații și surorile. Ea caută adevărul, reflectează asupra ei și se cunoaște și este responsabilă în datoria ei. Da. Nu observ nicio problemă majoră la ea. Asta fiindcă nu o înțelegi. Sora ei se poate purta bine în fața liderilor și a lucrătorilor, dar e diferită când vă uitați și nu face lucrare practică. Am avut părtășie cu ea de mai multe ori, dar ea refuză să se schimbe. Și în ultimul timp a întârziat la întruniri. Frații și surorile au discernut-o și nu o vor ca lider de grup. Am demis-o pentru că toată lumea a cerut asta. Ilan, e adevărat ce spui? Am cercetat deja felul în care ai demis-o pe sora Ye. Sora Ye a întârziat la întrunire, fiindcă soacra ei era în spital. Era o situație specială. În plus, nimeni nu a cerut să fie demisă. Pur și simplu ai demis-o arbitrar. Evaluarea pe care i-ai făcut-o nu e obiectivă. Sora ei a observat problema ta și ți-a amintit ca să te ajute, dar tu nu ai acceptat și ai demis-o pe cont propriu. Pur și simplu te-ai răzbunat și ai respins dizidenții. Ai spus că frații și surorile ți-au cerut să o demiți. Este o minciună, nu-i așa? Acest lucru ne arată nu numai că îți lipsesc principiile, dar și minți și înșeli. Nu ai deloc frică de Dumnezeu. Când te porți așa, ofensezi firea lui Dumnezeu. Așa e. Recunosc că am o fire arogantă și un temperament impulsiv. Dar nu pot accepta ce spuneți că am acționat arbitrar și m-am răzbunat. Când am demis-o pe sora Ye, am fost responsabilă pentru viețile celorlalți. Asta este răzbunare? M-a acuzat pe nedrept. Chiar și acum, argumentezi, te justifici și nu accepți adevărul.
De ce nu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu, să te rogi și să reflectezi? Da. Ai discutat demiterea surorie cu toată lumea? A fost decisă în consens? Nu. A fost decizia ta. Asta încalcă principiile. Refuzi să recunoști asta? Ai spus că sora ei a întârziat la adunare. Nu era asta un caz special? A întârziat intenționat? Găsești probleme acolo unde nu e niciuna. Și știi foarte bine ce intenție ai atunci când te comporți astfel. Biserica aparține lui Dumnezeu și aleșilor lui. Nu este proprietate privată. Cum poți acționa arbitrar? Da. Este periculos să-i ataci și să-i excluzi pe ceilalți așa. E ușor să mergi pe calea Antichristului. Ar trebui să reflecteze asupra ta. Am suferit mult și am plătit un preț mare în datoria mea. Indiferent cu ce am greșit, nu pot spune că merg pe calea Antichristului. E corect să spuneți că e o problemă atât de mare? Lilan! Spui că ai muncit din greu în datoria ta. Ce lucrare practică ai făcut? Ce probleme ai rezolvat pentru ceilalți? Aceste lucruri depind de aleșii lui Dumnezeu. Nu depind de tine. Mulți au raportat că adesea vorbești în doctrine și cerți și te folosești de funcția ta ca să-i faci pe ceilalți să te admire și să te laude. Nu ești diferită de oficialii PCC. Cel mai grav lucru este că atunci când ceilalți te expun, nu numai că nu cauți adevărul, dar ai ură în suflet, pledezi pentru tine și minți cu ostentație. Cred că nu accepți deloc adevărul. Nu-i de mirare că nu te-ai schimbat în toți acești ani. Dacă nu poți reflecta asupra ta acum și tot nu poți să accepți adevărul, atunci ești în pericol. Bine atunci. Nu pot să spun nimic. Oricum e numai problema mea. Și eu nu accept adevărul. Așa că ar fi bine să reflectez. Vin. Mă bucur că ești acasă. Frate Song, intră. Lilan, am venit să te vedem. Speli rufe? A, bună. Bună. Mamă. Da. Ți-am adus niște legume. Ce ai făcut în ultimul timp? Tu ce crezi? Reflectez. Lilan, n-am avut nicio intenție rea când te-am emondat și tratat. Da. Vrem doar să-ți recunoști problemele, astfel încât să poți căuta adevărul, să acționezi principial și să faci bine lucrarea de udare. Așa e. Dacă ajungem să ne cunoaștem cu adevărat, să vedem că natura noastră este arogantă și să ne schimbăm sincer, nu e un lucru bun? Da. Nu stați afară. Hai, vorbiți înăuntru. Ah, bine. Să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Bine. Când suferiți o constrângere sau o greutate, este bine pentru voi. Dacă v-ar fi ușor, ați fi distruși și atunci, cum ați putea fi protejați? Astăzi, tocmai pentru că sunteți mustrați, judecați și blestemați, vi se acordă protecție. Tocmai pentru că ați suferit mult, sunteți protejați. Dacă nu ar fi așa, de mult ați fi căzut în depravare. Asta nu înseamnă că fac lucrurile dificile în mod intenționat. Natura omului este greu de schimbat. Și trebuie să fie astfel pentru ca firile lor să fie schimbate. Astăzi nu posedați nici măcar conștiința sau rațiunea lui Pavel și nu aveți nici conștiința lui de sine. Trebuie să fiți mereu presați și trebuie să fiți mereu mustrați și judecați ca să vă treziți sufletele. Mustrarea și judecata sunt ceea ce este mai bun pentru viața voastră. Când e necesar, trebuie să vină și mustrarea faptelor asupra voastră. Numai atunci vă veți supune pe deplin. Fără această binevenită mustrare și judecată, cine știe cât de trufași ați deveni?
sau cât de depravați ați ajunge. Această mustrare și această judecată v-au adus în ziua de astăzi și v-au menținut existența. Dacă ați fi încă educați după aceleași metode ca ale tatălui vostru, cine știe în ce lume ați intra? Nu aveți nicio abilitate de a vă controla și de a reflecta asupra voastră. Pentru oameni ca voi, scopurile mele vor fi atinse doar dacă urmați și ascultați fără amestec sau perturbări. Nu ați face mai bine să acceptați mustrarea și judecata de astăzi? Ce alte alegeri aveți? Amin. E adevărat. Judecata, emondarea și tratarea sunt grijă și apărare pentru noi. Da. Sunt cel mai bun mod ca Dumnezeu să ne mântuiască. Ei bine, vreau să-ți raportez ceva. Ce s-a întâmplat? În ultima vreme, Lilan a fost cam impetuoasă în datorie. Când are părtășie în adunări, adesea îi ceartă pe ceilalți. La ultima întrunire, sora Jiang a întrebat-o cum să nu-și mai facă datoria de mântuială. Iar ea s-a repezit și a început să o certe. Cum de încă îți faci datoria de mântuială? De câți ani crezi în Dumnezeu? De ce nu practici adevărul? Ai credință sinceră? Dacă nu-ți prețuiești acum datoria, va fi prea târziu să regreți când vor lovi dezastre. Sora Lin nu are părtășie despre adevăr pentru a rezolva probleme, lucru care rănește oamenii. Mai este potrivită să fie diacon de udare? Ar trebui să-i reevaluăm funcția? Am văzut că sora Li se dă în spectacol adesea la întruniri. Vorbește despre cât de mult se leapădă și se sacrifică, lucru care îi face pe unii nou veniți să o venereze. Nu merge cumva pe calea lui Pavel? Da, problema lui Lilan e foarte evidentă. Aduce oamenii înaintea ei, nu înaintea lui Dumnezeu. Lilan chiar nu mai este potrivită pentru lucrarea bisericii. Trebuie să fie demisă. Dorința ei de statut e prea puternică. Dacă este într-adevăr demisă, oare nu va ajunge la disperare? Dumnezeule, vreau să apăr lucrarea casei lui Dumnezeu, să nu mă bazez pe sentimente și să acționez conform principiilor. Da, chiar foarte rău ce-a făcut. A înțeles toată lumea clar purtarea lui Lilan? Da. De mai mult de jumătate de an, în calitate de diacon, vorbește în doctrine și îi nesocotește pe ceilalți. Adesea îi ceartă și îi reprimă și nu poate avea părtășie despre adevăr. Da. Dacă cineva îi arată problemele, îl suprimă și se răzbună și demite oamenii arbitrar. Când liderii și diaconii o tratează, caută scuze și nu își recunoaște greșelile. A trecut mai bine de o lună și nu există niciun semn că s-ar căi. Dacă va continua ca diacon de udare, va împiedica intrarea în viață a oamenilor. Așa e. Pe baza comportamentului ei, e nepotrivită ca diacon. Propun demiterea ei. Conform principiilor din casa lui Dumnezeu, Lilan nu face lucrare practică, nu acceptă adevărul. Face lucrurile neprincipial și își face datoria după bunul plac. Da. Nu este potrivită să fie diacon și ar trebui înlocuită. Să votăm prin ridicarea mâinii.
Sunt de acord cu demiterea. Sunt de acord. Și eu sunt de acord cu demiterea. De acord. De acord. De acord. Întreaga biserică poate vota demiterea lui Lilan la întrunirea de mâine. Bine. În regulă. Mamă! Ce face Lilan? Lilan, în ce stare ai fost în ultimele zile? Să experimentăm eșecuri și să fim dezvăluiți nu este un lucru rău. Așa e. Și eu am fost demis acum 2 ani. Pe atunci am fost nefericit și foarte rușinat. Dar după ce am reflectat, am văzut că firea mea era prea arogantă. Că eram arbitrar în datoria mea, că nu căutam adevărul. Și drept urmare am perturbat lucrarea bisericii. Mă împotriveam lui Dumnezeu și ofensam firea. Abia atunci am înțeles voia lui Dumnezeu. Demiterea mea era, de fapt, ca să mă protejeze. Era mântuirea lui Dumnezeu. Fratele tău vorbește cu tine. Ascultă-l. Cuvintele lui Dumnezeu spun: în timp ce experimentezi lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de câte ori ai eșuat, ai fost tratat sau demascat, nu sunt lucruri rele. Indiferent de situație, a fi emondat, tratat sau dat în vileag, este întotdeauna un lucru bun, nu este o condamnare, este mântuirea lui Dumnezeu și cea mai bună oportunitate ca să ajungi să te cunoști. Poate să-ți aducă o schimbare în bine în experiența ta de viață. Fără așa ceva, nu vei avea nici oportunitatea și nici contextul ca să înțelegi adevărul corupției tale. Amin. Orice experimentăm, și indiferent dacă suntem dezvăluiți sau demiși, inima lui Dumnezeu e mereu bună, așa că trebuie să-i mulțumim și să ne învățăm lecția. Așa e. Nu fi tristă, hă? Ar trebui să ascultăm, să reflectăm și să ne corectăm greșelile. E un lucru bun. Da. În perioada asta poți predica Evanghelia. Trebuie să-ți liniștești inima și să citești mai mult cuvintele lui Dumnezeu. Pe baza principiilor, alegerilor, votul pentru alegerea diaconului de udare s-a încheiat. Acestea sunt voturile de la fiecare grup. Să le numărăm. Bine. Yeshin, Changtie, Yeshin, Changtian. Bine, am terminat. După voturile tuturor, Jiang Qian primește 10, Zheng Jie 19 și Yeshin 23 de voturi. Sora ei a primit cele mai multe și a ales diacon de udare. Slavă lui Dumnezeu! Chiar nu înțeleg. Cu ce e mai bună? Sora ei e foarte afectuoasă și responsabilă în datoria ei. Va fi un diacon de udare bun, sunt sigură. În ce fel va fi bună? Este la fel de loială ca mine în datoria ei? Se poate lepăda și sacrifica mai mult? După cum văd eu, îți dorești prea mult statutul. Ai fost demisă, așa că ar trebui să reflectezi și să te căiești. Te vor alege pe tine după ce te vei fi schimbat. Am o curiozitate. Acum că m-au demis, să vedem cine face udarea mai bine decât mine. Dar cum poți spune așa ceva? Din ce fire vin aceste cuvinte? Pare a fi într-o stare foarte bună. Sigur ai învățat multe din această demitere. Da. După ce am fost demisă, am reflectat asupra mea. Am o fire arogantă și îi cert pe oameni, ceea ce îi constrânge pe frați și surori. Le datoresc mult tuturor. De fapt, am vrut să mă căiesc, dar liderii de biserică nu mi-au oferit o șansă.
pur și simplu m-au demis. Oare nu mă suprimă și mă pedepsesc? Cine nu arată corupția în îndatoririle sale? Vrea să se căiască, așa că merită o șansă. Soră Lee, spui că liderii nu ți-au oferit o șansă, dar nu este adevărat. Trebuie să vorbim din conștiință. Liderii au avut de multe ori părtășie despre adevăr cu tine. Cel puțin de 3-4 ori. Poți spune că nu ți-au dat o șansă? Când văd că arăți corupție și îți arată asta, ei te ajută cu afecțiune. Nu poți să spui că te-au suprimat. Așa e. I-am văzut pe liderii de biserică și pe diaconi, vorbindu-ți de mai multe ori. Dar mereu pledezi și te justifici. E ceva în neregulă cu tine. Când suntem tratați, nu e un lucru rău. Deci cum poți trata chestiunea așa? Da. În ce fel pledez și mă justific? Am fost demisă și suprimată și nu pot să mă apăr? Soră Lee, demiterea ta a fost aprobată de votul aleșilor lui Dumnezeu. Nu te-a demis o singură persoană. Nu te poți plânge mereu de lideri. Da, da. Calibrul tău e bun și nu ești om rău. Așa că ar trebui să accepte mondarea și să urmărești căința. Da, da. Sperăm că te vei căi sincer. Dacă te poți schimba cu adevărat, toți se vor bucura pentru tine. Da. Da. Și te vom alege din nou. Exact. Așa e. De ce tot îmi cereți să mă cunosc? Nu e nicio problemă cu liderii de biserică? Ei de ce nu reflectează asupra lor când greșesc? Cred că au prejudecăți împotriva mea și că sunt bucuroși să mă vadă demisă. Soră Lee, crezi mereu că liderii au probleme, dar ce legătură au cu tine problemele liderilor? Da, exact. Credem în Dumnezeu pentru noi, nu pentru alții. Nu contează decât dacă putem fi mântuiți. Așa e. Grija ta pentru problemele celorlalți înseamnă că te-ai căit și ai făcut progrese? Ei trebuie să-și rezolve singur problemele. Dacă ai iubire în inima ta, îi poți ajuta. Dar în clipa asta, trebuie să reflectezi asupra ta și să-ți înlături corupția. Da, da. Când suntem emondați, tratați și înlocuiți în îndatoririle noastre, asta e o șansă bună să reflectăm asupra noastră, nu crezi? Da. Da. Să citim din cuvintele lui Dumnezeu. Bine. Bine. Pagina 1053. Voi citi eu. Sigur. Omul trăiește în trup, ceea ce înseamnă că trăiește într-un iad uman. Și fără judecata și mustrarea lui Dumnezeu, omul este la fel de murdar ca Satana. Cum ar putea omul să fie sfânt? Petru a crezut că mustrarea și judecata de la Dumnezeu erau protecția cea mai bună și harul cel mai mare al omului. Doar prin mustrare și judecată din partea lui Dumnezeu poate să se trezească omul și să urască trupul, să-l urască pe Satana. Disciplina strictă a lui Dumnezeu îl eliberează pe om de sub influența Satanei, din propria lui mică lume, și îi permite să trăiască în lumina prezenței lui Dumnezeu. Nu există nicio mântuire mai bună decât mustrarea și judecata. În viața sa, dacă omul dorește să fie curățat și să obțină schimbări în firea sa, dacă el dorește să trăiască o viață plină de semnificație și să-și facă datoria de făptură, trebuie să accepte judecata și mustrarea lui Dumnezeu și nu trebuie să lase ca disciplinarea să plece de la el. Ca să se poată elibera de manipularea Satanei și să trăiască în lumina lui Dumnezeu. Să știi că mustrarea și judecata lui Dumnezeu reprezintă lumina și lumina mântuirii omului, că nu există nicio mântuire, har sau protecție mai bună pentru om. Amin. Amin. Judecata și mustrarea lui Dumnezeu ne ajută să ne cunoaștem și să scăpăm de firile corupte. Spune-mi, care dintre lideri și lucrători nu arată corupție în îndatoriri? De ce au insistat liderii să mă demită? Asta este iubire? Da. Te-ai lepădat, sacrificat și ai suferit mult. Liderii n-ar fi trebuit să te demită doar pentru atât. Ar fi trebuit să te ajute. Așa e.
Am suferit mult și am plătit un preț mare. Am dedicat mult timp, am îndurat vreme rea și am muncit din greu. Am udat nou veniții cât am putut de bine și nu mi-am amânat lucrarea nici măcar o zi. N-ar trebui să mi se acorde măcar un merit? Toți au corupție. Dar când au văzut că eram arogantă, certam oamenii, m-au demis. E corect față de mine? Nu mă suprimă pur și simplu? Nu credeți că asta fac liderii falci? Soră, să începem întrunirea. Da. Soră, lasă-mă să termin. Dacă nici acum nu putem învăța să discernem lucrurile, biserica noastră se va prăbuși în întuneric. Am primit vestea că Partidul Comunist a emis iarăși ordine secrete. Da. Își vor intensifica eforturile de a aresta credincioși. Acum toate satele consemnează credincioșii. Trebuie să fim mai atenți când ne întrunim. Așa e. Ne trebuie puncte de observare. Bine. Să mergem la fiecare grup să planificăm. Bine. Are cineva întrebări? Eu nu am. Putem să vorbim despre sora Lilan? A fost demisă de mai mult de o lună și tot nu arată că s-ar înțelege pe sine. În ultimul timp, la întruniri, tot spune că liderii nu i-au dat o șansă și că, demițând-o, au suprimat-o. Răspundește astfel de lucruri când se întâlnește cu frații și surorile și tot nu a reflectat și nu a încercat să se cunoască. Am avut părtășie cu ea, dar caută scuze și nu acceptă adevărul. Mai poți face ceva ca să o ajuți? Da. Da. Acum câteva zile, sora Wang a raportat că sora Li spunea mereu că liderii au demis-o ca să o pedepsească. E de înțeles că se simte neliniștită după ce a fost demisă. Dar n-ar trebui să spună astfel de lucruri neadevărate. Va afecta viața bisericii. Lila îmi spune aceste lucruri la întruniri, iar ele afectează rezultatele pe care le au ceilalți. Da. Hai să o lăsăm să aibă întrunirea acasă deocamdată. Bine. Să încheiem întrunirea aici. Bine. Oh, uite, am cusut niște coperți de cărți. Stați să vi le aduc. Bine. Uite, poftim. Poftim. Mulțumesc. Ai cusut-o foarte bine. Îmi place culoarea. Da, sunt foarte bine lucrate. Nu mi-am făcut bine datoria și am fost demisă. Îi datorez atât de multe lui Dumnezeu și celorlalți. Acum că pot face ceva pentru fiecare, mă simt puțin mai bine. Nu te învinovăți prea mult. Roagă-te mai mult lui Dumnezeu și caută adevărul. Odată ce înțelegi voia, vei trece peste acest obstacol. Da. Mamă! Da, vin. Poftim. Bine. Știți, doar pe baza câtorva rapoarte de la oameni fără discernământ, au decis să mă demită. Nu credeți că au fost părtinitori? Pot vedea clar că acești lideri și diaconi sunt toți falși. Soră Li, trebuie să vorbim cu frica de Dumnezeu. Nu putem judeca oamenii. Biserica te-a demis pe baza comportamentului tău consecvent și a principiilor din biserică. Și demiterea a fost votată. Nu a fost decisă de un singur om. Ar trebui să primești de la Dumnezeu și să reflectezi. E evident că liderii mă suprimă, iar voi nu mă ascultați. Și insistați să reflectezi asupra mea. Oare nu doar folosiți cuvinte pompoase? Sunteți atât de snoabe. Nu știți decât să protejați și să ascultați de lideri falși. Nu cred că aveți deloc discernământ. Lilan, ce spui? De ce-i condamn mereu pe ceilalți? Nu vezi că perturb viața bisericească? Frate Li, da. Noi plecăm. Bine. Lilan, frații și surorile te ajută din afecțiune, dar tu nu accepți și în schimb îi judeci. De ce ești atât de nerezonabilă? Pe cine judec eu? Tot ce am spus e adevărat. În plus, am doar o fire coruptă, nu? Niciunul nu mi-a dat măcar o șansă. Doar ați găsit o scuză să mă demiteți. Ce faceți mă suprimă? Cine te suprimă? Sunt fratele tău. Cum aș putea să te suprim?
Am vorbit atât de mult cu tine, fiindcă voiam să te demit? N-am vrut să te demit. Am vrut să accepți adevărul și să te schimbi. Nu înțelegi? Toți am avut părtășie cu tine, dar n-ai avut nicio remușcare. Dacă ți-ai fi recunoscut greșeala și ai fi arătat puțină remușcare, n-am fi ajuns în situația de a te demite. N-ai știut ce era bine pentru tine. Doar tu ești de vină. Uită-te la tine. Tot ești sfidătoare și continui să răspundești judecăți la întruniri. Va fi periculos dacă vei continua să creezi perturbări. Să creezi perturbări? Ai întrecut limita, să știi. Liminghi, am fost suprimată și am suferit atâtea chinuri, dar tu nu vrei să mă aperi deloc. Doar îi urmezi pe acești lideri falși condamnându-mă. Cred că și tu ești un lider fals. Și ar trebui să reflectezi asupra ta. Cum? Cum poți spune așa ceva? Ha? Sunt fratele tău. Nu ți-aș face niciodată rău. Cum? Cum de continui să mă înțelegi greșit? Așa e, te înțeleg greșit. De ce ești atât de furioasă? Ce spune fratele tău e spre binele tău? Totul e pentru binele meu, pur și simplu mă urăște. Ei, haide, cum poți să nu știi ce e bine pentru tine? Mamă, ai văzut totul. Uită-te la Lilan. Cum aș putea să o ajut? E atât de furioasă pe mine. Nu-ți bate capul cu ea acum. E doar firea ei. Ai puțină răbdare. Nici eu nu pot face nimic. Aceia dintre frați și surori, care întotdeauna dau frâu liber negativității, sunt la cheii satanei și deranjează biserica. Astfel de oameni trebuie într-o zi să fie expulzați și eliminați. Dacă oamenii, în credința lor în Dumnezeu, nu au o inimă care îl venerează și îl ascultă pe Dumnezeu, nu numai că nu vor putea face vreo lucrare pentru El, ci din contră vor deveni cei care îi tulbură lucrarea și care îl sfidează. A crede în Dumnezeu, dar a nu-L asculta sau slăvi, ci în schimb a te împotrivi Lui, este cea mai mare rușine pentru un credincios. Dacă ei, credincioșii, vorbesc și se poartă cu aceeași nepăsare și nestăpânire ca necredincioșii, atunci sunt mai răi decât necredincioșii. Sunt demoni arhetipali. Cei care în biserică dau frâu liber cuvintelor lor veninoase și răutăcioase, care răspândesc zvonuri, instigă la lipsa de armonie și formează clici în rândul fraților și surorilor, ar trebui să fie alungați din biserică. Dar întrucât acum e o epocă diferită a lucrării lui Dumnezeu, acești oameni sunt îngrădiți, întrucât se confruntă cu anumite eliminări. Purtarea lui Lilan e la fel ca a unui răufăcător. Dacă este într-adevăr o răufăcătoare, trebuie să fie exclusă din biserică. Tot te gândești la Lilan? Am avut părtășie despre cuvintele lui Dumnezeu cu ea, sperând că își va reveni. Dar refuză să asculte. Nimic nu merge.
De ce nu vede că îi vrem binele? E atât de frustrant. Firea lui Lilan e încăpățânată. Continuă să ai părtășie cu ea și să o îndrumi. Poate într-o zi își va da seama. Acum nu vrea să asculte nimic din ce îi spun. Vreau ca fratele Song să aibă părtășie cu ea. Sună bine. Sper că își va veni în fire. Soră Lee, au trecut 2 luni de când ai fost demisă. Toți te-au ajutat de multe ori, sperând că te vei schimba. Dar nu reflectezi asupra ta. Provoși perturbări la întruniri și răspândești judecăți. Ofensezi firea lui Dumnezeu. Da. Dacă nu te căiești, probabil că vei fi alungată. Să citim un pasaj. Vă îndemn să înțelegeți mai bine conținutul decretelor administrative pentru a cunoaște firea lui Dumnezeu. Dacă nu, vă veți chinui să vă țineți gura, veți perora liber conversații pompoase și veți ofensa fără voie firea lui Dumnezeu și veți cădea în întuneric, pierzând prezența Duhului Sfânt și lumina. Pentru că nu sunteți principiali în acțiunile voastre, pentru că faceți și spuneți ceea ce nu ar trebui, veți primi răsplata cuvenită. Ar trebui să știi că, deși tu ești neprincipial în cuvânt și faptă, Dumnezeu este cât se poate de principial în ambele. Motivul pentru care tu primești condamnarea este că ai ofensat pe Dumnezeu, nu o persoană. Dacă în viața ta comiți multe infracțiuni împotriva firii lui Dumnezeu, atunci ești destinat să devii un copil al iadului. Omului se poate părea că ai comis numai câteva fapte care sunt în dezacord cu adevărul, atât. Cu toate acestea știi că în ochii lui Dumnezeu nu mai există nicio jertfă de păcat pentru tine? Întrucât ai încălcat decretele lui Dumnezeu de mai multe ori și în plus nu ai arătat niciun semn de pocăință. Prin urmare, nu ai altă scăpare decât să plonjezi în iad, unde Dumnezeu pedepsește omul. Câțiva oameni, în timp ce îl urmau pe Dumnezeu, au săvârșit unele fapte care încălcau principiile. Dar după ce au fost tratați și îndrumați și au descoperit treptat propria stricăciune, apoi au intrat pe calea cea bună a realității și rămân fundamentați și astăzi. Astfel de oameni sunt cei care vor rămâne în cele din urmă. Amin. Firea lui Dumnezeu e miloasă și dreaptă. Pentru cei care acceptă să fie judecați și tratați de Dumnezeu, El vrea ca să-i mântuiască. Cei care nu acceptă adevărul, care se răzvrătesc și se împotrivesc, sunt urâți și alungați de Dumnezeu. Credincioși fiind, trebuie să avem inim cu frică de El. Nu ne putem baza pe propria voință ca să... Ajunge! Nu mai predicați aiurea! Dumnezeu scrutează tot ce fac! În anii mei de credință, m-am sacrificat și am suferit atât de mult. Frații și surorile au văzut. Pur și simplu nu mă plăceți. Așa că m-ați demis pentru o chestiune banală. Cred că voi toți sunteți lideri și lucrători falși. Soră Lee, adevărul și dreptatea domnesc în casa lui Dumnezeu. Dacă puteai să rezolvi problemele practice ale aleșilor lui Dumnezeu, ar mai fi votat să te demită? Gândește-te la asta. Nu a permis Dumnezeu demiterea ta? Nu crezi că Dumnezeu e drept? Cred că Dumnezeu e drept. Dar nu cred că oamenii sunt. Lilan, nu mai fi încăpățânată. Da. Dacă tulburi viața bisericii, aceasta va acționa conform principiilor. Faceți ce vreți.
Dumnezeu îmi scrutează inima. Și El va dezvălui tot. Ce sunt toate astea? Majoritatea oamenilor raportează că Lilan răspândește negativism. Îi judecă pe lideri și pe diaconi și tulbură părtășia celorlalți și viața bisericii. Unii au raportat-o drept răufăcătoare și au sugerat să fie exclusă. Chiar se va întâmpla? Nu pot să cred că s-a ajuns până aici. Nu se poate face nimic? Ești obosită? Nu! Asta n-a fost nimic. Astăzi, credincioșii au primit noua lucrare a lui Dumnezeu. Mâine le voi aduce cărțile. Bine. Să mergem! Să mergem! Dacă Lilan este exclusă, ce îi se va întâmpla după asta? Sunt mulți oameni azi. Ai grijă. Voi avea. Frații și surorile au scris scrisori ca să raporteze purtarea ticăloasă a lui Lilan. După ce am cercetat, am aflat că Lilan a fost nemulțumită de mai mult timp de când a fost demisă. A răspândit negativism și judecăți în fața fraților și surorilor. I-a indus în eroare și i-a atras de partea ei și a perturbat viața bisericii. Iar oamenii nu pot citi cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Da. Da. Toți au avut părtășie cu ea și au ajutat-o de multe ori, dar ea a refuzat să accepte adevărul și n-a dat vreun semn de căință. Cu toții o cunoașteți bine pe Lilan, așa că trebuie să evaluăm pe baza purtării ei, conform principiilor adevărului, dacă este sau nu o răufăcătoare. Dacă stabilim că este o răufăcătoare, biserica va trebui să o excludă. Să o excludă? E atât de grav? Se știe că sora Lee nu acceptă adevărul, dar nu aș numi-o răufăcătoare. Firea ei e arogantă, dar crede sincer în Dumnezeu. Mulți ani s-a sacrificat și s-a lepădat de căsnicia ei. Nu e un răufăcător, nu? Nu ne putem uita doar la truda, entuziasmul și purtarea oamenilor. Ceea ce contează e atitudinea lor față de adevăr și de Dumnezeu. Da. Îi putem vedea doar pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Fariseii păreau devotați, dar în inimile lor urau adevărul. Și asta e cel mai mare rău. Da. Dumnezeu spune, omul judecă alți oameni după comportamentul lor. Cei cu o purtare bună sunt drepți, iar cei cu o purtare josnică sunt ticăloși. Da. Dumnezeu judecă oamenii după esența lor, de a se supune sau nu lui. Unul care se supune este un om drept, în vreme ce unul care nu se supune este un dușman și un om rău, da. Indiferent dacă purtarea și vorbele lui sunt corecte sau nu. Amin. Dumnezeu nu judecă un om pe baza felului în care s-a sacrificat sau după cât de mult a suferit, ci după atitudinea lui față de adevăr și după ascultarea față de el. Ceea ce contează cel mai mult e acceptarea și ascultarea adevărului. Așa e.
Dacă un om e sătul de adevăr și-l urăște, atunci natura lui e rea. Da. Da. Mai citim un pasaj? Grăzav. Pagina 774. Îl pot citi eu? Mm. Toți cei care au fost corupți de Satana au firi corupte. Unii au doar o fire coruptă, în timp ce alții sunt diferiți. Nu numai că au firi corupte satanice, dar natura lor este și extrem de malițioasă. Nu numai că vorbele și acțiunile lor le dezvăluie firile corupte satanice, ci acești oameni sunt adevăratul diavol Satana. Comportamentul lor întrerupe și tulbură lucrarea lui Dumnezeu. Împiedică intrarea în viață a fraților și surorilor și distruge viața normală a bisericii. Mai devreme sau mai târziu, acești lupi în haine de oi trebuie să fie alungați. Față de acești lachei ai Satanei, ar trebui adoptată o atitudine de respingere. Asta înseamnă a sta de partea lui Dumnezeu. Iar cei care nu reușesc să facă asta, se tăvălesc în noroi cu Satana. Amin. Amin. Pe baza principiilor excluderii, acei răufăcători și non-credincioși care nu acceptă adevărul, ci perturbă viața bisericii, trebuie să fie alungați din biserică. Mm-hmm. Uitându-ne la purtarea lui Lilan, când a fost diacon de udare, i-a certat pe ceilalți, nu a putut rezolva probleme practice. N-a acționat conform principiilor, i-a atacat pe ceilalți. Iar când a fost tratată, nu a acceptat adevărul și a încercat să se justifice. După demiterea ei, a răspândit continuu judecăți și negativism. A refuzat să se schimbe în ciuda avertismentelor. Aceasta e o fire rea și e esența unui răufăcător. Restul, cum vedeți comportamentul ei? Evaluați-l conform principiilor. Mm. De când a fost demisă, Lilan a fost sfidătoare. În pofida sprijinului nu s-a căit și continuă să fie perturbatoare. În opinia mea, nu accepta adevărul, s-a săturat de el și e răufăcătoare. Sunt de acord să o excludem. Și eu sunt de acord. Și eu sunt de acord. De acord. În ultimul timp, sora Lee a perturbat mult întrunirile cu comportamentul ei. Totuși, și-a făcut datoria mulți ani. Se poate lepăda și poate renunța la lucruri. A perseverat și a suferit mult. În plus, crede sincer în Dumnezeu. Îi putem da altă șansă de a se căi? Da. În afară de faptul că vorbește des în doctrine și îi ceartă pe ceilalți, că nu acceptă emondarea, nu a făcut niciun rău, evident. Arată doar o anumită corupție și are niște nemulțumiri. Nu este normal? Dacă îi mai oferim puțin timp, ar putea îndrepta lucrurile și să se căiască. E doar o chestiune de timp. Da. Are sens. În timp va ajunge să înțeleagă. Să-i mai dăm o șansă. Da. Din cauza comportamentului ei, cred că e o răufăcătoare. Dar crede sincer în Dumnezeu și poate să se sacrifice pentru el. Doar că e prea arogantă, prea încăpățânată și acceptă adevărul prea greu. Dacă îi mai dăm puțin timp, s-ar putea să-și recunoască greșelile și să se căiască. Dumnezeu mântuiește mereu oamenii. Deci, de ce să nu-i dăm încă o șansă? Mm-hmm. Mi se pare potrivit. Mm-hmm. Putem face asta. Cred că Dumnezeu e drept și că nu ar acuza niciodată un om pe nedrept. Ce credeți? Unii au spus că sunt o răufăcătoare, dar au greșit, nu? Dacă eram, aș mai fi capabilă să sufăr mult pentru Dumnezeu? N-am făcut decât să dezvălui puțină corupție. Nu am comis adulter, nici nu am furat jertfe și nici nu l-am trădat pe Dumnezeu. Liderii au spus că eram o răufăcătoare și au vrut să mă elimine. Dar încercau să mă pedepsească.
Acești lideri falși sunt atât de haini. Lilan, biserica ți-a dat o șansă să te căiești, deci de ce nu ai reflectat asupra ta? Tu doar critici aspru. Da. De ce ar trebui să reflectez? Am fost suprimată și am vorbit din inimă. Iar ei au profitat de asta ca să mă condamne și să mă excludă. Ei ar trebui să reflecteze. Mi-e totul clar acum. Dacă avem ceva de spus, trebuie să ținem pentru noi. Sau se va profita de asta și vom fi excluși. E groaznic. Sorăli, asta nu înseamnă că răspundești aberații? Cum poate fi atât de absurdă? Sunt absurdă? Nu e adevărat ce spun? Lilan, acum pur și simplu denaturezi faptele. Când spui astfel de lucruri, perturbi viața bisericii. Chiar așa. O perturb? A? Provoc tulburare? Tu... Așadar mă acuz și tu pe nedrept? Viața bisericii este eliberatoare și liberă. Cu ce drept mă restricționezi? Eu să provoc tulburare. Ce s-a întâmplat? Nimic. Minie, au venit sora U și sora Jeng. Voi stați de vorbă. Poftim, ia niște apă. Am plecat. S-a întâmplat ceva? Da. La întrunirile noastre, Lilan a continuat să provoace tulburări. Sora Zeng a încercat să o convingă, dar ea a spus că o acuză pe nedrept. Sora Hu nu mai crede în Dumnezeu de mult și e atât de tulburată încât nu vrea să participe la adunări. Chiar nu m-am așteptat ca Lilan să nu se cunoască deloc. I-am oferit o șansă, dar a devenit și mai rea. Atacă pe oricine are părtășie cu ea. Nu acceptă deloc adevărul. Acum văd clar că este o răufăcătoare cu adevărat. Da. Frateli, vreau să-ți dau un sfat. Știi că Lilan este o răufăcătoare, totuși o lași în biserică să-i tulbure pe ceilalți. Nu încerci să o protejezi? Încalci principiile adevărului și acționezi pe baza sentimentelor. Asta le va dăuna tuturor. Da. Tu și fratele Song trebuie să rezolvați asta. Nu-i se poate permite să continue să facă rău. Așa e. Cine este Satana? Cine sunt demonii? Și cine sunt dușmanii lui Dumnezeu? Dacă nu cei ce se împotrivesc și care nu cred în Dumnezeu? Nu sunt ei acei oameni care nu-L ascultă pe Dumnezeu? Nu sunt ei aceia care pretind că au credință și totuși sunt lipsiți de adevăr? Nu sunt ei aceia care doar caută binecuvântări, în timp ce nu sunt în stare să fie martori pentru Dumnezeu? Tu tot te amesteci cu acei demoni astăzi și acorzi importanță conștiinței și iubirii față de ei, dar în cazul acesta nu ai intenții bune față de Satana?
Nu complotezi cu demonii? Dacă oamenii de acum nu pot încă să distingă între bine și rău și continuă orbește să fie iubitori și miloși, fără nicio dorință de a căuta voia lui Dumnezeu sau de a trata inima lui Dumnezeu ca pe a lor, atunci sfârșiturile lor vor fi cu atât mai jalnice. Oricine nu crede în Dumnezeu întrupat este un dușman al lui Dumnezeu. Dacă dai importanță conștiinței și iubirii față de dușmani, nu-ți lipsește simțul dreptății? Dacă ești compatibil cu cei pe care eu îi detest și îi dezaprob și tot îi iubești sau ai sentimente personale față de ei, atunci nu ești tu neascultător? Nu te împotrivești intenționat lui Dumnezeu? Are o astfel de persoană adevărul? Dacă oamenii au conștiință față de dușmani, iubire pentru demoni și îndurare față de satana, atunci nu întrerup ei în mod intenționat lucrarea lui Dumnezeu? Întreaga omenire trăiește în emoție. Și astfel, Dumnezeu nu evită pe niciunul dintre ei și expune secretele ascunse în inimile întregii omeniri. De ce le este oamenilor atât de greu să se separe de emoție? Depășește asta standardele conștiinței? Poate conștiința să-i facă voia lui Dumnezeu? Poate emoția să-i ajute pe oameni în nenorociri? În ochii lui Dumnezeu, emoția este dușmanul său. Acest lucru nu este clar în cuvintele sale? De data asta pot vedea clar că deși Lilan poate suferi în datoria ei, ea nu acceptă adevărul și nu se căiește. Chiar e o răufăcătoare. Așa e. Da. E foarte evident. N-ar trebui să-i mai dăm o șansă. Ultima dată i-am mai dat o șansă, una de sentimente. După aceea m-am simțit foarte vinovat și neliniștit. De ceva vreme am o rană la gură și nu pot să mănânc de durere. Asta e disciplina lui Dumnezeu. Așa mi-amintește și mă avertizează. Așa e. Dumnezeu spune, emoția este dușmanul său. Abia acum realizez că e un lucru atât de practic. Da. Firea și dreptatea lui nu pot fi ofensate. Dumnezeu urăște cel mai mult răufăcătorii, iar biserica nu tolerează prezența lor. Așa e. Știam că Lilan e o răufăcătoare și că ar fi trebuit exclusă. Dar am protejat-o din cauza sentimentelor și am ținut-o în biserică. Mi-am ignorat conștiința. Am trădat principiile adevărului, acoperindu-o un răufăcător. N-am fost decât complicele satanei. M-am împotrivit lui Dumnezeu și am rănit pe ceilalți. Da. În ultimele zile am citit din cuvântul lui Dumnezeu și inima mi s-a luminat. Să citim. Da. Pagina 1164. Cum poate exista bunătate în cei care nu iubesc adevărul sau dreptate în cei care iubesc trupul? Oare aceste două lucruri n-au legătură cu adevărul? Nu sunt ele rezervate celor care iubesc pe Dumnezeu din toată inima? În cei care nu iubesc adevărul și sunt doar niște leșuri împuțite, nu se lășluiește răul? Cei care sunt incapabili să trăiască adevărul, nu sunt ei toți dușmanii adevărului? Alt pasaj, pagina 1284. Îl pot citi eu? Desigur.
Nici o încercare nu poate schimba loialitatea celor care l-au pe Dumnezeu în inima lor. Dar cei care nu l-au pe Dumnezeu în inima lor când lucrarea sa nu e în beneficiul trupului, își schimbă părerea despre Dumnezeu și chiar se îndepărtează de Dumnezeu. Astfel sunt aceia care nu vor rămâne pe loc la sfârșit, cei care caută numai binecuvântări și nu sunt dornici să se sacrifice și să se dedice lui Dumnezeu. Astfel de oameni infami vor fi eliminați cu toții când lucrarea lui Dumnezeu se va încheia și ei sunt nevrednici de orice compasiune. Cei fără umanitate sunt incapabili să-L iubească pe Dumnezeu cu adevărat. Într-un mediu sigur și protejat sau cu câștiguri de urmărit, ei se supun întru totul lui Dumnezeu. Dar atunci când ceea ce doresc este compromis sau este respins, ei se revoltă imediat. Chiar și pe parcursul unei singure nopți, ei se pot transforma dintr-o persoană zâmbitoare, bună la suflet, într-un ucigaș urât și feroce, care își tratează binefăcătorul de ieri ca pe inamicul lor de moarte, fără niciun motiv. Dacă acești demoni nu sunt alungați, acești demoni care ar ucide fără să clipească, nu vor deveni ei un pericol ascuns? Lucrarea de salvare a omului nu se obține ca urmare a finalizării lucrării de cucerire. Deși lucrarea de cucerire s-a terminat, lucrarea de purificare a omului nu s-a încheiat. Va fi încheiat atunci când omul va fi fost purificat, când cei care se supun lui Dumnezeu vor fi fost făcuți compleți și atunci când cei prefăcuți care nu l-au pe Dumnezeu în inima lor vor fi fost îndepărtați. Amin. 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 Slavă lui Dumnezeu! Chestiunea cu Lilan mi-a arătat că dacă noi credem în Dumnezeu, dar nu urmărim adevărul, vom fi în pericol. Așa e. Da. Înainte, am văzut că Lilan s-a lepădat de toate pentru datoria ei și a urmărit cu entuziasm și am fost invidios. Da. Dar am fost surprins când nu a acceptat adevărul în ultimii ani și m-am întrebat de ce crede cu tărie în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie că oamenii sunt controlați de dorința lor de binecuvântări. Dacă Dumnezeu îi privează de speranța lor, ei se înfurie imediat. Da, așa e. Da. Chiar e adevărat. Da, da. Am citit câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu și văd că sunt la fel ca Lilan. Îmi îndeplinesc datoria ca să câștig binecuvântări. Sunt arogant și simt că am realitatea adevărului. Dacă aș avea o încercare, e greu de spus dacă m-aș plânge împotriva lui Dumnezeu și m-aș împotrivi lui. Așa e. Lecțiile din eșecul lui Lilan sunt ca oglindă pentru mine și trebuie să reflectez asupra mea. Da. Da. Toți trebuie să o facem, da. Exact. În ultimul timp mi-am făcut multe griji în legătură cu Lilan. Înainte urmărea cu atâta înfocare. Deci, cum a devenit așa? De ce nu poate accepta adevărul când este emondată și tratată? De ce nu poate să reflecteze și să se cunoască? Nu mi-am imaginat asta. Da. Dacă Lilan a putut deveni așa, se poate să fiu și eu la fel? Dacă aș fi expus de aleșii lui Dumnezeu, aș fi mai bun decât ea? Deși poate că nu m-aș plânge în public, ar exista împotrivire în inima mea. Trebuie să reflectez la asta. Da. Da. La început nu am putut vedea clar problema lui Lilan. Am văzut doar că era puțin arogantă și avea tendința de a trata oamenii, dar nu am văzut cum făcea rău. Ulterior, am citit cuvintele lui Dumnezeu și am înțeles esența răufăcătorilor. Dacă cineva nu acceptă nicio părtășie despre adevăr și continuă să se plângă, firea lui e rea. Așa e. Gândiți-vă la fariseii din Biblie. Ei înțelegeau Scriptura și erau devotați. Deci de ce l-au condamnat pe Domnul Iisus? De ce au insistat să-L răstignească pe Domnul Iisus? Astfel de oameni nu sunt decât răufăcători de-a dreptul. Exact. Cei ce nu acceptă adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu sunt cei mai ticăloși. Da. Da. După purtarea lui Lilan, e foarte clar că are esența unui răufăcător. Conform cuvântului lui Dumnezeu și principiilor adevărului, sunt de acord cu excluderea ei. Slavă ție, Dumnezeule! E adevărat. Natura ei respinge adevărul. Oricât de mult timp i-am oferit, nu va reflecta asupra ei. Așa e. Nu pot discerne oamenii după esență. M-am bazat pe sentimente ca să o tratez. Am fost atât de ignorantă. Sunt de acord cu excluderea. Slavă lui Dumnezeu. De acum nu mai pot să fiu derutată.
Sunt de acord cu excluderea. Și eu sunt de acord. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Mamă? Ningie. Da. S-a stabilit că Lilan e o răufăcătoare și va fi exclusă? Mamă. Fira lui Lilan e arogantă și e foarte competitivă. Dar și crede sincer în Dumnezeu. Mamă, stai jos. De-a lungul anilor a suferit mult în datoria ei. Chiar dacă e arogantă și ceartă oamenii, o excludeți pentru asta? Am văzut-o pe Lilan crescând. E arogantă, da, recunosc. Cum poți spune că e o răufăcătoare? Eu de ce nu pot vedea asta? Cum poate fi o răufăcătoare? Sunt sigură că se poate căi dacă îi mai dați o șansă. Minie, nu poți vorbi cu cei de la biserică? Mamă, biserica are principii clare. Decizia a fost luată conform cuvântului lui Dumnezeu. Nu se bazează numai pe părerea mea. În plus, i-am dat deja o șansă lui Lilan și nu s-a căit. Ca frate al ei, am făcut tot ce am putut. Ai văzut asta cu ochii tăi? Ce altceva pot spune? Atunci este Lilan o răufăcătoare? Ea doar are o fire arogantă. N-a făcut nimic rău. Mamă, răufăcătorii se determină după cuvântul lui Dumnezeu, nu după faptul că ei încalcă legea ca necredincioșii. Lilan nu acceptă adevărul. Nu se căiește, deși a fost tratată în mod repetat și se plânge mereu. Această fire e rea. A acționat arbitrar în datorie și a suprimat oamenii. A fost fidătoare când a fost demisă și a ademenit oamenii. A perturbat viața bisericii și a afectat intrarea în viața a fraților și surorilor. Se împotrivește lui Dumnezeu. Cum să nu fie exclusă? Sora ta, Lilan, a făcut atât de multe greșeli și lucruri rele. De ce nu știe să se căiască? Minie, dacă este exclusă, ce îi se va întâmpla în viitor? Te implor, nu exclude, bine? Minie! Mamă, dacă nu facem și continuă să turbure biserica, asta le va dăuna celorlalți. Firea lui Dumnezeu e de neofensat. A fost demisă pe baza principiului și cu voia lui Dumnezeu. Dacă dăm dovadă de favoritisme, ne împotrivim lui Dumnezeu. Liminghi, de ce vrei să mă excluzi? Nu-mi pasă dacă alții mă condamnă, dar tu nu-mi spui nimic obiectiv și insiști să mă excluzi. Încetează acum! Cum poți fi atât de hain? Crezi că ești fratele meu? Nu ți-a oferit șanse biserica? Au trecut 4 luni de când ai fost demisă. Ai reflectat asupra ta? Oamenii au încercat să te îndrume, însă tu ai acceptat măcar puțin adevărul? N-ai arătat deloc căință. Faci rău mereu și refuzi să te schimbi. Ar trebui să fii exclusă. Dacă te căiești sincer, reflectează asupra ta după ce ai fost demisă. Răspândește Evanghelia, adună fapte bune, nu mai face rău. Și s-ar putea ca Dumnezeu să te ierte. Da. Dacă nu vrei să mă asculți acum, atunci nu există speranță pentru tine. Cred în Dumnezeu, nu în vreun om. Faptul că mă excluzi nu înseamnă nimic, fiindcă Dumnezeu nu m-a exclus. Dumnezeu este drept și îmi scrutează inima. Într-o zi, Dumnezeu va dezvălui totul.
Nu pot să cred! Ești încăpățânată! Meriți să fii exclusă! Mai vrea cineva să adauge la materialele pentru excludere? Nu. Nu. Nimic. Conform principiilor excluderii, aceasta trebuie aprobată complet de liderii de biserică și aprobată de mai mult de 80% din întreaga biserică. Da, așa e. Atunci frații și surorile pot vota. Voi citi materialele excluderii lui Lilan. Bine. Cât Lilan a fost diacon de udare, a vorbit în doctrine și s-a dat în spectacol. I-a certat și suprimat des pe ceilalți. Și deși a fost tratată, a refuzat să se schimbe. Ca să-și mențină statutul, ea i-a și atacat pe dizidenți și s-a răzbunat pe ei. Lilan a fost fidătoare după demitere și a răspândit negativism și judecăți înșelătoare. Lucru care a perturbat viața bisericii și nu a acceptat adevărul. După mai multe avertismente, a refuzat să se căiască și s-a dovedit a fi o răufăcătoare. Acest raport de excludere e încheiat. Pe baza principiilor bisericii, să votăm prin ridicarea mâinii. De acord. 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 După mai multe zile de votare, mai mult de 95% dintre membrii bisericii au fost de acord cu excluderea. Acum anunțăm că Lilan va fi exclusă din biserică. Da. Mm-hmm. Slavă lui Dumnezeu! Da. Adevărul domnește în casă. Putem avea o viață bisericească. Plânge într-una și nici nu mănâncă. Ce ar trebui să facem? Nu știu. I-am oferit șanse să se căiască, dar n-a făcut-o. Încă mă urăște. E vina ei că nu a încercat. Pe cine să blameze? Multe lucruri s-au întâmplat de la excluderea lui Lilan, care m-a învățat multe lecții. Slavă, slavă lui Dumnezeu. În trecut am găsit câțiva răufăcători și anticriști în biserică și am tratat. Am simțit că puteam să ader la principii și nu la sentimente. Dar sentimentele mi-au fost dezvăluite în chestiunea excluderii lui Lilan. Sentimentele mele erau prea puternice, așa că am protejat-o, permițându-i să tulbure viața bisericii și să întârzie progresul celorlalți în viață. Acum le sunt îndatorat. Le cer scuze fraților și surorilor. Am rănit inima lui Dumnezeu, protejând o răufăcătoare. Am ofensat firea lui Dumnezeu și am suferit disciplina sa. Le sunt recunoscător că m-am mântuit prin asta și m-a scăpat de firea mea coruptă. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea sa! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Să citim cuvintele lui. Grozav! Pagina 788. Născut pe un pământ atât de murdar, omul a fost grav influențat de societate, de etici feudale și a primit o educație înaltă. Gândirea înapoiată, moralitatea coruptă, perspectiva mediocră asupra vieții, filosofia josnică de viață, existența aceasta fără nicio valoare, stilul de viață și obiceiurile depravate. Toate aceste lucruri au pătruns adânc în inima omului și i-au subminat și atacat grav
conștiința. Drept urmare, omul este și mai departe de Dumnezeu și se împotrivește lui și mai mult. Firea omului devine mai vicioasă pe zi ce trece. Și nu există nicio persoană care va renunța de bună voie la ceva pentru Dumnezeu. Niciuna care îl va asculta de bună voie pe Dumnezeu. Și mai mult, niciuna care va căuta de bună voie arătarea lui Dumnezeu. În schimb, sub domeniul satanei, omul caută doar plăcere. Să se dedea corupției trupului în ținutul noroiului. Amin. Dumnezeu chiar ne scrutează inimile și dezvăluie rădăcinile împotrivirii mele față de El. Da. Filosofiile satanice sunt înrădăcinate în inima mea. Precum fiecare om pentru el însuși și sângele apă nu se face. Omul nu este neînsuflețit. Cum poate el să fie lipsit de emoții? Aceste otrăvuri satanice sunt în inima mea. Dau multă importanță sentimentelor, crezând că omul trebuie să prețuiască afecțiunea și loialitatea personală. Când am tratat-o pe Lilan, nu am distins între bine și rău. Mi-am urmat sentimentele, nu am practicat adevărul. Am fost egoist și josnic. Nu am ținut cont de Dumnezeu și nu i-am fost loial. Firea mea coruptă nu fusese curățită și eram sub influența satanei. Aveam nevoie de judecata și disciplina lui Dumnezeu. Amin. Amin. Faptele lui Dumnezeu sunt minunate. Slavă lui Dumnezeu! Iubirea lui Dumnezeu e practică. Amin. Slavă lui Dumnezeule! Experiența lui e fantastică. Exact. Slavă lui Dumnezeu! Acceptând judecata lui Dumnezeu atotputernic, putem să trăim o asemănare umană. Da. Sunt iubirea și mântuirea lui Dumnezeu. Da. Da. Adevărul exprimat de Dumnezeu dezvăluie toate tipurile de oameni. Atât de mulți lideri falși, cei care nu acceptă adevărul, au fost cu toții dezvăluiți. Da. Cei care cred că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu acceptă adevărul, sunt cu toții ipocriți. Așa. Dumnezeu îi detestă, iar ei vor fi pedepsiți. Da. Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă separă slujitorii buni de cei răi, caprele de oi, neghina de grâu. Și asta arată firea dreaptă a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Acum, dezastrele se amplifică. Numai cei ce acceptă lucrarea lui Dumnezeu pot fi protejați și binecuvântați în dezastru. Și oricine se împotrivește lui Dumnezeu va fi pedepsit în dezastru. Așa. Acum citim cuvintele lui Dumnezeu zilnic, iar viața noastră progresează. Asta e o binecuvântare. Da. Slavă lui Dumnezeu. Fără perturbări, adunarea și părtășia sunt o bucurie. Inimile noastre sunt ușurate. Da. O astfel de viață e minunată. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Să cântăm un imn împreună. Grozav. Dumnezeu îi va judeca și purifica pe toți cei ce vin înaintea sa. Amin. Amin.都在入了神自己的时代，但在神自己的时代，并未来到之时，神要做的工作不是视察人的行为，不是打听人的生活。
而是审判人的悖逆，审判人的悖逆，因为神要洁净所有来到他宝座前的人。凡是跟随神的脚踪走到今天的人，则都是来到神宝座前，来到神宝座前的人。即使这样，那每个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。也就是说，每一个接受神最后做工的人，都是神审判的对象。